Bună ziua! În privința dezăpezirii pe drumurile județene din județul Harghita, pot să vă spun că avem de dezăpezit peste 700 de kilometri de drum județean, restul sunt închise circulației și acum ne aflăm pe 121G, suntem aproape la limita de județul Covasna. Pot să vă spun că drumurile județene sunt dezăpezite în județul Harghita și chiar am luat o decizie, o decizie prin care am împărțit județul la 16 loturi, așadar sunt 16 loturi cu echipament, cu personal și cu material antiderapant separat pentru cele 16 părți ale microregiuni ale județului Harghita. Pot să vă spun că ne-am pregătit din timp. Deci nu trebuie să vină nimeni că iarna a venit pe nepregătite, pentru că deja am încheiat contracte în luna octombrie și lucrăm cu mai multe firme, de aceea pentru că n-ar fi ok ca să fie o singură firmă pe întreg teritoriul județului Harghita și când vine zăpada, atunci o singură firmă să trebuie să curăță drumul la 700 de kilometri pe care acum avem. 42 de utilaje sunt, care sunt pregătite și intervin. Și dimineața, între ora 3 și 7, este prima intervenție pe fiecare drum județean. După care, dacă este nevoie, vom mai solicita intervenție, dar și așa plătim peste 7 milioane lei pentru dezăpezire anul acesta. O sumă foarte mare pentru față de bugetul Consiliului Județean Harghita și de aceea vă rugăm foarte frumos să ne adaptăm viteza la condițiile meteorologice. Și folosim și material antiderapant, o treime sare, două treimi nisip, deci cam asta este combinația conform normativelor în vigoare. În totalmente vom folosi deci 15.000 de tone de sare și 3.252 de tone de deci 15.000 nisip și 3.000 tone de sare. Aș dori totodată să atrag atenția despre sistemul nostru de GPS prin care puteți urmări cum se descurcă utilajele, unde și când a fost și este dezăpezire. Așadar, dacă intrați în site-ul Consiliului Județean Harghita, județulharghita.ro, acolo la secțiunea drumuri veți găsi și posibilitatea de a vedea online cum se desfășoară dezăpezirea, dar și aveți acolo un număr de telefon 0266207774, unde 24 din 24 de ore puteți solicita informații. Și avem și o adresă de mail dispecerat@județiuharghita.ro. Așadar, avem acum o perioadă până miercuri, până când se anunță că va fi zăpadă și chiar vă rugăm să adaptați și să vă calculați așa timpul încât astăzi, luni, marți și miercuri în județul Harghita trebuie să mai mergeți mai încet și să calculați la timp un timp mai îndelungat. Așadar, noi am făcut tot ce s-a putut, eu cred. Avem o echipă care monitorizează în fiecare zi tot ce se întâmplă în privința dezăpezirii. Așadar, dacă aveți întrebări, aveți orice fel de propuneri, sunt binevenite și așteptăm. Și vă rog să vă informați înainte de a pleca la drum. Deci eu am vorbit despre numai drumurile județene, pentru că aceste 700 km de drum județean la care facem dezăpezire aparține de Consiliul Județean Harghita. La revedere și haideți la schi în județul Harghita!